Aș vrea să vă citesc un cuvânt în după masă aceasta, în seara aceasta. Ioan, capitolul 15, versetul 1, pagina în Biblie 1046, Ioan 15, versetul 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița nenoroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră la închinare în după masa aceasta. Aș vrea să poposim câteva minute doar la textul acesta și să răspundem la o întrebare simplă, dar foarte importantă pentru noi, vitală pentru viața noastră spirituală. Care sunt secretele rămânerii în Hristos? Care sunt lucrurile care ne fac să începem bine cu Domnul pe cale și să rămânem bine, din ce în ce mai bine, cu Domnul pe cale? Care sunt lucrurile care ne ajută să rămânem verticali? Care sunt lucrurile care ne ajută să slujim cu adevărat pe Dumnezeu? Care sunt lucrurile care ne conferă o stabilitate spirituală, emoțională, materială? Care sunt lucrurile care ne așează până la urmă în prezența lui Dumnezeu și ne odihnim în prezența Lui în fiecare zi? Viața e valoarea pe care o avem cea mai mare, posesiunea cea mai scumpă, dacă doriți, pe care o avem. Fiecare clipă investim în ea sau o risipim. Spunea Alexandru cel Mare că de comportamentul nostru depinde soarta tuturor. Spuneam că fiecare clip o irosim sau putem să fim o binecuvântare pentru ceilalți sau putem să fim o piedică pentru ceilalți, ca ei să fie binecuvântați. Emerson spunea un lucru interesant, că viața e o călătorie, nu o destinație. De fapt, începem aici și nu sfârșim niciodată. Viața noastră, așa cum este ea, drumul, farmacia, acasă, de acasă, la lucru și la școală și drumurile astea cotidiene, până la urmă, cu care ne-am obișnuit, numite viață, până la urmă. Viața aceasta e o călătorie. E o călătorie în care știm cu cine pornim, știm de unde pornim, dar finalitatea nu o cunoaștem încă, dar ce e important e că știm cu cine facem în fiecare zi pasul care urmează și în fiecare zi știm că Dumnezeul nostru ne binecuvântează pe toți. Asta e lucrul cel mai important. Dacă pentru unii oameni viața e o consumație în care unii consumă și alții se consumă, viața e suma alegerilor. O alegere pe care o facem asta are repercursiuni nu doar în viața noastră, ci în viața celorlalți, nu doar azi, ci mâine, nu doar aici, ci veșnicia întreagă, pentru că tot ce fac eu în fiecare zi îmi influențează viața, îmi influențează starea și nu doar a mea și a celor de lângă mine. Astea sunt doar câteva din definițiile pe care oamenii le-au spus despre viață. Dar, dragii mei, trebuie să recunoaștem sincer în seara asta că pentru noi viața nu este ceva, ci viața este cineva. Viața noastră, pentru creștini, viața noastră este Iisus. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Iisus e răspunsul la orice întrebare pentru noi. Iisus e soluția problemelor noastre, frământările noastre, bolilor noastre. Iisus e totul în viața noastră. Fără El nu putem să facem nimic. Asta am citit în seara aceasta. Împreună cu El putem să facem totul. Fără El suntem neputincioși, împreună cu El suntem invincibili.
Chiar dacă avem anumite frământări, chiar dacă avem anumite presiuni, chiar dacă avem anumite rate, chiar dacă avem anumite frământări interioare, Dumnezeul nostru e guvernatorul vieții noastre. El nu lasă doar în anumite limite în care El trasează limitele acestea, încât în fond El e Cel care guvernează viața noastră. Aș vrea să vedem care sunt câteva din secretele pe care le putem avea în viața noastră și le putem promova în viața noastră, să fim oportuniști în sensul ăsta, încât să profităm de ele, încât să rămânem lângă Hristos. E frumos că Domnul vrea să fie lângă noi, dar mai frumos de atâta e că ne acceptă pe noi lângă El, știi? Faptul că El coboară pe pământ, suntem noi toți oameni, au găsit pe câțiva mai buni așa și au venit pe lângă noi, dar când ne acceptă pe noi și noi știm cine suntem, când ne acceptă El în carul de biruință și carele cele romane erau doar două locuri și spune Domnul aici, lângă mine, vii tu și numai tu vii. Și am alt car pentru altcineva și fiecare avem carul nostru în care Dumnezeu ne așteaptă și locul tău, nu-l ocupă nimeni. Pe locul ăsta aici, pe scaunul ăsta scrie numele tău, doar tu vii aici. Care e secretul acela care mă ține pe mine, dacă doriți, în carul acesta de biruință cu Hristos în fiecare zi? Și primul din secretele acestea le vedem în acest text, e rodirea. Și versetul 2, versetul 8, versetul 16, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți ceva, să aduceți roadă. Și Biblia vorbește aici de multă roadă și Biblia vorbește de o roadă care să rămână și Biblia vorbește de o roadă nu a mea, ci roada lui Hristos. Trebuie să știm cine suntem și trebuie să știm de ce suntem unde suntem. Trebuie să înțelegem identitatea noastră în Hristos. Criza de identitate ne face să ne pierdem viața pe nimicuri. Aduceți aminte de fiul risipitor, nu? N-a avut o direcție bună, n-a avut o atitudine bună, n-a avut o identitate în Hristos și omul ăsta zice, măi, să mă distrez, pierd totul, nu mă interesează. De fapt, a avut șansa vieții lui, că s-a regăsit pe el undeva la porci și Hristos l-a regăsit acolo și omul s-a întors pocăit acasă. Dar atâția oameni astăzi, într-o criză de identitate, se pierd pentru totdeauna. Aici, când roada e în viața noastră, în momentul acela, dragii mei, nu-i pentru noi, ci pentru El, pentru că mlădița nu rodește pentru ea, nu? O rodiță în care e aranjată, pregătită, care e hrănită, protejată de vier, ea rodește pentru cine? Pentru vier, pentru viță, nu? Nu pentru ea, ci pentru Cel care are grijă de ea în fiecare zi. De asta spun că roada pe care o aducem noi, nu-i pentru noi, dragii mei, e pentru ceilalți. E pentru El, pentru Marele Vier. Nu pentru mine, ci pentru ca să fie o binecuvântare pentru ceilalți, ca toți din roadele mele să se poată hrăni și prin roadele mele să crească oamenii în cunoașterea lui Hristos. Sunt câteva aspecte pe care vreau să le vedem despre rodire. Și unul din aspecte este câștigarea oamenilor pentru Hristos. Și vreau să vă citesc doar câteva versete din Biblie. În Roman, capitolul 1, cu versetul 13, spune Pavel așa frumos aici, de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri. În Proverbe 11, cu 30, cel înțelept câștigă suflete. În Marcu 1, cu 17, noi ca oameni ai lui Hristos suntem pescari de oameni, dar toți suntem pescari de oameni. În 2 Corinteni 5, cu 20, suntem numiți ambasadori ai lui Hristos. În Zaharia 3, cu 2, suntem numiți acei focici care scoatem cărbunele acelea din jăratic și noi avem o influență în viața celor de lângă noi. Suntem oameni care influențăm, suntem oameni care ridicăm, suntem oameni care direcționăm, suntem oameni care arătăm, oameni transparenți, noi, arătăm ce vier avem noi prin rodul nostru, prin modul în care eu îl servesc pe vierul acesta în fiecare zi, îl respect, ce reverență am față de el, cei din jurul meu sunt binecuvântați prin rodul pe care îl fac eu, rod numit viață până la urmă, și tot ce fac eu în fiecare zi. Rodire înseamnă câștigarea oamenilor pentru Hristos. Rodire înseamnă sfințire personală. În Roman, capitolul 6, cu 22, Biblia spune că trebuie să avem ca roadă sfințirea în viața noastră. O sfințire care trebuie să se vadă și dacă avem o sfințire, aia nu e imposibil să o ascunzi, aia se vede întotdeauna. Rodirea mai are ceva de a face și cu dărnicia. Pentru că până la urmă dărnicia în creștinism, a fi și a da, sunt sinonime. Dărnicia întotdeauna are de-a face cu cine suntem. Dărnicia are de-a face întotdeauna cu ce stare avem și ce relație avem cu Dumnezeu. La un moment dat a venit un tată la Domnul Iisus Hristos, a venit cu fiul lui bolnav, epileptic, îndrăcit. Ucenicii n-au putut să facă nimic. Domnul era pe munte cu trei din ucenici
Și mulțimea stătea toți acum să vadă ce se întâmplă. Și vine Domnul Iisus Hristos să-l vindecă pe băiatul acesta și ucenicii le întreabă, Doamne, noi de ce nu am putut să facem nimic? Noi am făcut tot ce am știut noi. A spus mulțimea, noi am avut o zi cam proastă, dar în general se rezolvă lucrurile, deci nu ce s-a întâmplat astăzi. Și Domnul a venit și i-a dat un răspuns frumos și a spus, din pricina credinței voastre, dacă ați avea o credință cât un greunte de muștar, s-ar întâmpla minuni în viața voastră și voi ați fi o minune al lui Dumnezeu. Și apoi acest soi de draj nu este afară decât cu post și rugăciune. Dar interesant e că oamenii aceștia simt că n-au reușit să fie o binecuvântare pentru ceilalți. Se întreabă, Doamne, noi de ce n-am putut să facem asta? Și vreau să ne întrebăm în seara asta, noi când a fost ultima oară când i-am spus Domnului, Doamne, eu de ce n-am putut să fiu mai bun pentru celălalt? De ce n-am reușit ca inima mea să dea mai mult? Să dau din timpul meu, să dau din banii mei, să dau din îmbrățișările mele, din minutele mele pe telefon. De ce n-am reușit eu să dau mai mult? Dincolo de tot ce înseamnă ca soluția problemei, important e că oamenii aceștia gândesc în direcția asta și spun, Doamne, noi vrem să fim o binecuvântare. Noi vrem ca roada noastră să se extindă și la ceilalți. Noi vrem ca copiii aceștia să fie vindecați. Noi vrem ca pruncii aceștia să fie vindecați când ne rugăm noi, pentru că nu-i roada, nu-i pentru noi, e pentru ei. Și ce a lucrat Hristos în viața noastră și ce lucră în viața noastră, dragii mei, prea puțin pentru noi. Noi, de fapt, suntem șgheabul acela în care Dumnezeu se revarsă și Dumnezeu vrea să se reverse în toți locuitorii din blocul în care suntem noi, la toate apartamentele. Când urc eu scara, oamenii trebuie să știe, mă, urc un pocăit. Asta și dacă e pe tocuri, nu se aude. Bine. Nu? S-o mărturie și în modul în care umblu, și în modul în care trăiesc, și în modul în care mă relaționez, și în modul în care conduc mașina. Și modul în care merg pe stradă. Acum, de când m-am făcut un pic de instructor auto, e un lucru interesant cu condusul ăsta de mașini. La noi acolo Vocea Evangheliei 92,2, nu dau numele, și imediat toată lumea o postează pe mașină. Să vedeți 92,2 la semafor. Binecuvântări și liniuțe și... slăvim pe Domnul. Bine că și la nu știu ce înseamnă 92,2. Asta e important. Prea micuț că e acolo Vocea Evangheliei. Dar când e prea aproape, e problemă să se vadă. Înțelegeți, dragii mei, roada pe care o aduc eu neapărat trebuie să aibă impact în viața celorlalți. Noi suntem chemați să impactăm. Noi suntem chemați să fim o binecuvântare. Noi suntem chemați să deschidem uși. Noi suntem chemați să aducem pe Hristos în casa oamenilor. Noi suntem chemați să-L ducem pe Hristos acolo unde poate nu-L mai duce nimeni. Și un alt aspect a rodirii e caracterul creștin. E acel caracter despre care la un moment dat a venit un bețiv și a spus lui Moody, felul următor, auzi, eu sunt convertitul tău. Și o să era beat de numai. S-a uitat Moody la el și a zis, băi, cu adevărat ești convertitul meu, dar nu ești convertitul lui Hristos. Deci asta e diferența. În momentul în care nu reușim să-L ducem pe Hristos, ducem ceva limitat, ne ducem puterea noastră, așa-i? Când nu mai am eu putere, duc puterea lui Hristos. Că numai atunci o cerem, din păcate. Până atunci încercăm să rezolvăm noi. Ei, primul secret a trăirii cu Hristos în fiecare zi e această rodire zilnică. Acum vreau să vedem care este secretul rodirii. În versetul 4 și în versetul 7 înțelegem că rămânerea în Hristos e secretul a aducerii roadă în fiecare zi. Faptul că eu rămân în Hristos și faptul că rămân în viță, asta mă face pe mine să pot, am posibilitatea să aduc roadă, pentru că aici vorbim despre niște mlădițe tăiate, uscate și aruncate în foc. Aici e secretul acelei rămâneri în prezența lui Hristos, în părtășie cu Hristos. La un moment dat au fost într-o piață de dimineață foarte mulți oameni. Au venit câțiva bogătași și i-au luat să ducă la lucru. Și în primul ceas al zilei i-a dus pe câțiva, au mai rămas acolo și a venit stăpânul viei și i-a mai luat și în ceasul al treilea și al șaselea și în ultimul ceas l-au luat. Și spuneam dimineața la Pântășești că tot ce schimbă în viața noastră e motivația slujirii. Vorbim despre acea pildă a lucrătorilor viei în care, dragii mei, nu noi ca și lucrători suntem grozavi, cum am tuns eu gardul, nu tuns nimeni, cum am, spiritual vorbind, în via aceasta lui Hristos. Vierul ne-a luat din piață și a spus, du-te în via mea și lucra. Nu ne-a întrebat ce știm să facem, nu ne-a întrebat ce trebuie să facem, nu ne-a spus ce trebuie să facem, ci doar ne-a trimis în vie. Important e ca la sfârșitul zilei, via să arate așa cum vrea vierul, așa? Nu contează ce am făcut eu, nu contează ce ați făcut dumneavoastră. Important e că toți împreună
rămânând toți în Hristos, aducem roadă și via arată așa cum vrea vierul. Pentru că ăsta e scopul. Nu să mă afirm eu, nu să ne afirmăm noi, ci ca lucrarea la care suntem noi chemați. De asta am spus că secretul rodirii este rămânerea în Hristos. Rămânerea în Hristos are de-a face cu îngrijirea vierului. Și ori de câte ori vierul acesta aparent ne rănește, el nu ne face rău niciodată. Uneori taie niște mlădițe, tocmai ca rodul să fie mai bogat. Și vorbim aici despre acel Psalm 13, în care Biblia începe și spune în felul următor: până când, Doamne, până când, până când? Și sfârșitul psalmului e atât de încurajator, 6 versete are psalmul acesta, atât de frumos încheie psalmistul David când fuge el de Saul, el care este uns de Dumnezeu și acum nu-i pus în drepturi, e o nedreptate a lui. Și omul ăsta se întreabă în frământarele și spune: Doamne, până când? Până când îți ascunzi fața? Până când te faci că m-ai uitat? Până când? Și în frământarea lui, înțelege? În rugăciunea lui, înțelege ultimele versete un lucru frumos. Și el spune și încheie psalmul așa frumos și spune: Doamne, eu am încredere în ce? În bunătatea ta? Sunt cu inima veselă din pricina ce? Mântuirii tale? Și eu vreau să cânt Domnului că mi-a făcut Domnul numai bine, spune psalmul acesta. Și îl vedem pe un om frământat, dar un om care rămâne în frământarea lui lângă Hristos și se bazează pe caracterul lui Dumnezeu. Uneori nu o să vedem vierul că se ocupă doar de noi ca și mlădiță, se ocupă de altcineva. Dar vierul ne are în vedere și asta e important. El știe când trebuie să taie, el știe când trebuie să hrănească, el știe când să taie rodul, el știe când trebuie să intervină în viața noastră. Dar e important, dragii mei, că intervine. Cât timp ne dorim să rămânem în Hristos, cât timp îl căutăm pe Hristos, avem parte de această îngrijire a vierului. Rămânerea în Hristos are de face cu smerenie. Puterea noastră, să știți că e slăbiciunea, să știți. Noi cu ce putem veni la Domnul? Cu slăbiciunile noastre, cu păcatele noastre. Dar venind cu ele, se transformă totul într-un mod interesant, încât puterea lui Hristos se vede mult mai mult. Aduceți-vă aminte de Avram, e un om al credinței. Și când a venit secetă în țara lui, a plecat în Egipt. Aduceți-vă aminte de Moise, un om blând și lângă o stâncă era un om nervos, așa? Aduceți-vă aminte de Petru, un om care era plin de curaj, un om cu sabia în mână, un om care i-a spus: Doamne, niciodată, și îl vedem că se leapă Domnul acesta. De ce? Pentru că ne aduce Dumnezeu uneori în starea în care spune: Doamne, n-am decât slăbiciuni și totul. Pentru că rodirea nu-i pentru noi și faptul că rămânem în Hristos, dragii mei, e harul lui Dumnezeu peste viața noastră. Nu suntem noi mai sfinți, nu suntem mai pocăiți ca alții, ci faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu ne-a păzit, ne-a păzit pruncii și ne-a dat sănătate, ne-a păzit pe noi, ne-a dat un serviciu. Nu suntem noi mai grozavi. Avem la bancomat o sumă mult mai mare de ridicat. E harul Lui peste viața noastră. E binecuvântarea Lui. Și Domnul să facă suma asta să crească în fiecare lună mai mult. Slaba zis amin aici. Place un frate, un prieten păstor din Timișoara, el mă salută întotdeauna și spune în felul următor: Ionuț, Domnul întotdeauna să-ți dea sănătate, să-ți dea har și să-ți dea bani. Eu tot amin, zic. Trebuia să zice și dumneavoastră mai puternic. Rămânerea are de-a face cu și cu dragostea. Dragostea aceasta în care arătăm oamenilor cine suntem noi. O dragoste pe care nu o putem ascunde. O dragoste pe care o spunem cine ne-a iubit pe noi întâi și de aici încolo revărsăm dragostea mai departe. Secretul rămânerii în Hristos e ascultarea de El. Biblia spune în versetul 10 aici pe care l-am citit: dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Și ar vrea să vedem câteva aspecte ale ascultării. Ascultarea are de-a face cu sacrificiu. Un sacrificiu care ne costă. E un preț al ascultării pe care trebuie să-l plătim. Nu putem să facem ce vrem pentru că în dragostea noastră îl iubim pe Hristos atât de mult încât nu putem să nu-l ascultăm. Și întotdeauna îl asculți pentru că îl iubești. Această ascultare are de-a face cu voința noastră personală, în care trebuie să spunem: da, Doamne, din momentul ăsta vreau să trăiesc altfel. Eu vreau să mă corectez. Ne-a vorbit Dumnezeu în atâtea seri și în atâtea dimineți și ne-a vorbit de atâtea ori. Dar câți dintre noi, din momentul acela am pus o bornă și am zis: Doamne, de aici încolo, gata, mi-ai vorbit și vreau să iau cu adevărat aminte și mă lupt să-mi schimb viața. Mă lupt împreună cu tine să mă schimb, să mă transform. Ascultarea are de-a face cu jertfa.
Saul n-a înțeles că jertfele nu pot înlocui ascultarea și a spus, Doamne, eu sunt părat, la mine se poate. Am adus cei mai buni, am încercat să fac cei mai buni, de fapt, ascultarea, motivația din spate a ceea ce fac, face până la urmă diferența. Ascultarea nu poate fi înlocuită de vorbe. Îți spune la un moment dat că un soț tot era sunat de soție, hai când vii acasă, să fii cât mai repede acasă. Și la un moment dat, m-a mai sunat a treia oară în seara aia și a răspuns el, ea era nervoasă, zice, băi, m-ai lăsat cu prunci, m-ai lăsat cu curățenie, cu mâncare, cu tot, și tu unde umbli? La care zice el, imediat zice, tu știi magazinul de bijuterii frumos după centru, care îți plac ție tare mult bijuteriile de acolo. E imediat s-a așezat, dragule, ce mai faci? Stai mai mult, Domnul să te cerceteze. Și la care zice el, știi magazinul ăla, știu, n-o vezi că eu sunt la birtul de lângă. Ascultarea de a ajunge acasă nu are nimic de a face cu, pe urmă, cu vorbe dulci. Ascultarea are un secret a ei și secretul ascultării este dragostea. Dacă vorbim de o dragoste necondiționată din partea lui Hristos, El ne cheamă pentru noi, din partea noastră, așteaptă aceeași dragoste. Aceeași dragoste în care nu ne lepădăm și spunem, Doamne, nu mai există Dumnezeu, ne îndepărtăm, mai venim la biserică pentru orice lucru care nu-L primim imediat, orice frunză care nu ni se taie, orice lucru care nu-i curățit lângă noi, mlădița Lui. Nu. Dragostea e statornică și în dragoste rămâi lângă Hristos, indiferent ce se întâmplă. Pentru că secretul ascultării este dragostea și vreau să vă citesc doar două versete aici din textul acesta. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Dacă ascultarea are trei nivele. Primul nivel e nivelul acesta fricii, în care asculți pentru că trebuie. L-am experimentat toți când am fost prunci. Nu? O trebuie să asculți, că n-ai avut poate nici drept de replică, n-ai apucat să ai replică și ai plecat deja. Deci a fost mai... Ei, frica întotdeauna, să știți, construiește ziduri, pe când dragostea întotdeauna construiește poduri. De asta suntem cu recomandat pentru noi ca și părinți să oferim dragoste și pur mai disciplină copiilor noștri. Noi o vedem cu copilul nostru ăsta mai mare. Ori de câte ori mai nărăvaș, așa, are o zi mai de pasiune în viața lui, trebuie să-l cercetezi un pic. Trebuie să stai lângă el, povestești și lucrurile se schimbă. Cu cât suntem noi mai revoltați, cu atâta demonstrează că și el seamănă pe noi. Înțelegeți? E un lucru interesant. Alt nivel al ascultării e nivelul egoismului, în care spun ce pică dacă fac asta, ce câștig, care sunt lucrurile pe care le primesc dacă ascult. Și vorbim de, nu, hainele pe care le primește o fată, băieții primesc smart, fond după aia smart, schimbă și ajung la mașini, elevii pentru note, ce nu fac pentru note, nu? Copiii pentru o bomboană, ce nu fac astăzi? Părinții ascultă pentru fericire. Știți că este o fericire în care spune că vai de părinții care nu ascultă de copii. Atunci, fericire. Părinții, ce nu fac ei pentru liniștea familiei? E un alt nivel al ascultării, dincolo de nivelul acesta al fricii, dincolo de nivelul egoismului în care încerc să câștig ceva dacă fac ce de fapt sunt chemat să fac. E un nivelul acela al dragostei în care nu mai contabilizez nimic, în care ascult pe Dumnezeu indiferent ce se întâmplă. Și spuneam despre oamenii aceia care merg în vie și oamenii aceia nu întreabă, Doamne, cine așteaptă acolo? Câte bătături o să facem astăzi? Nu întreabă pe mine să mă pui, că tu mă cunoști acum, să mă pui să număr merele dacă se poate și pe alții să pui la lucru greu. Nu, nimic din toate astea. Ci oamenii aceștia, fiți foarte atenți, se bucură că cineva i-a tocmit și a pus în via lui. Dragii mei, cred că am uitat să ne bucurăm că putem să slujim pe Hristos. De atâtea ori am crezut că Dumnezeu trebuie să se simtă onorat. Nu, dragii mei, onoare de partea noastră. Faptul că suntem în vie și dăm cu sapa, faptul că suntem în vie și slujim, e onoare pe care ne-a făcut-o vierul, în care ne-a trimis în via lui. Eu spus, vină aici, onoarea nu e a noastră, dragii mei, a lui.
O onoare pe care o primim în fiecare dimineață. E onoare pe care o experimentăm. Pentru că e un nivel al dragostei în care spuneam, nu mai te uiți ce trebuie să faci, ci te uiți ce poți să faci mai mult în fiecare zi. Și de aici se schimbă un pic lucrurile. Și vreau să închei cu secretul dragostei. Secretul dragostei pentru Hristos e cunoaștere. Și Biblia spune în versetul 15, pe care nu l-am citit, nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl, de la Tatăl meu. Și cunoașterea asta are de-a face cu timpul meu petrecut cu Hristos în fiecare zi. Nu am cum să-L cunosc în altă parte. Nu am cum să-L cunosc din alte metode, ci timpul meu. E un timp în care mă odihnesc în prezența Lui, un timp în care mă las cercetat de El, un timp în care las ca mintea mea, inima mea, voința mea, tot ce sunt eu, le predau înaintea Lui și spun, Doamne, eu nu știu ce e astăzi cu viața mea. Atunci când ne trezim la ora 6 dimineață, așa să ne rugăm. Doamne, eu nu știu ce va fi azi la școală, eu nu știu ce va fi la serviciu, dar Doamne, și astăzi abia aștept să lucrez în via Ta. Abia aștept să mă lau că sunt mlădița Ta. Abia aștept să aduc rod. Abia aștept să aduc din ce în ce mai mult rod și rodul meu să rămână. Pentru că, Doamne, nu doar Tu e important să vrei să umbli cu mine. Doamne, vreau să spun, îți spun sincer în fiecare dimineață, îți spun că abia aștept să umblu și eu cu Tine fiecare zi. Abia aștept să trăiesc cu Tine fiecare zi. Abia aștept să experimentez mai mult. Abia aștept să Te fac cunoscut mai mult. Abia aștept să Te cunosc mai mult în viața mea, în viața copiilor mei, în viitorul meu, în tot ce sunt și în tot ce fac în fiecare zi. Doamne, ajută-mă să fructific fiecare oportunitate în care să Te cunosc mai mult, în care să înțeleg că nu mă las singur niciodată, în care să înțeleg că sensul meu și viața mea ești Tu, în care să înțeleg că tot ce ești Tu se învârte în jurul că eu sunt altoit în Tine. Pentru că Tu ești vierul, Tu ești adevărata viță și dacă sunt altoit în Tine, sunt binecuvântat. În orice alt loc, în orice alt altoi, e doar o fericire de moment, adevărata bucurie, adevărata pace, adevărata viață. O am doar rămânând în Tine, ascultând de Tine, iubindu-Te pe Tine mai mult, aducând roadă în fiecare zi și trăim pentru Tine în fiecare moment al vieții mele. Când reușesc ca tot ce fac eu să se contureze în jurul faptul că cu adevărat există Dumnezeu în viața mea, suntem și vom fi altfel de oameni. Când cu adevărat vom crede că există Dumnezeu și pentru noi, în problema mea, în bucuria mea, în necazul meu, în frământarea mea, în răfuielile mele, când înțeleg că Dumnezeu există, altfel mă laud cu El în fiecare zi. Altfel trăiesc și altă perspectivă am cu privire la ce înseamnă cu adevărat să fii altoit în vița numită Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Să rămânem altoiți. Amin. Că El ne altoiește, ne-a altoit, ne poartă de grijă, ne sfințește, nu? Ne dă tot ce avem nevoie. Mă rog, uneori ne mai răfuim noi și Doamne, nu mai vreau, vreau la altă, nu? Să ne îndrăgostim atât de mult de El, încât spun, Doamne, în fiecare clip, în fiecare clip aș vorbi doar cu Tine, n-ar mai vreau cu nimeni. Fiecare clipă mă aș ruga în continuu, în fiecare clipă aș trăi și aș vrea să ce, unde aș fi eu? Unde aș fi eu fără Tine? Aș vrea să mergem cu gândul acesta acasă. Păi, Doamne, vreau cu adevărat, de aici înainte, să nu mai bag joc de altoiul Tău, să mă bucur că m-ai altoit, să mă bucur că Te îngrijești de mine, să mă bucur că aștepți o roadă de la mine, asta înseamnă că pot, asta înseamnă că sunt ochii Tăi, asta înseamnă că sunt sub lupa Ta. Să mă bucur, Doamne, că ai așteptări de la mine. Să mă bucur că mi-ai trasat anumite limite. Să mă bucur de Tine în fiecare zi și de tot ce faci pentru mine. Amin. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți. Amin.